Bună seara! Sunt Oleg Brega și am onoarea să moderez în seara asta o discuție premieră. Am numit un felul ăsta verde în față. O discuție despre situația de criză în care se află nu doar România, dar și întreaga planetă. O situație de criză legată de virusul ăsta periculos și boala generată de el, COVID-19, care criză însă generează și probleme de tot felul. Drame de familie, drame personale, mai ales criză economică o generează la nivel de țară și la nivel global. Ați văzut că s-a oprit activitatea industrială în China, s-au bucurat ecologiștii că scade nivelul de poluare, dar scade producția, oamenii nu mai au de lucru, stau acasă, sunt izolați, s-a oprit răspândirea virusului în China. În Italia e criza cea mai mare și suntem pe cale și noi să ajungem de urmă, pentru că iată, premierul a ieșit azi vreo două ceasuri în direct și a zis avem deja 130 și ceva de bolnavi. În Republica Moldova numărul de persoane confirmate cu virusul ăsta s-a dublat de ieri până azi. Aproape s-a dublat. Ieri erau 12, azi încă 11 au mai fost identificați. Sunt în echipă cu colegi din Partidul Verde. Îl prezint întâi pe domnul Silviu Dumitru, care e secretar general al partidului. Îl prezint de asemenea pe Marius Turcu, care înțeleg că e membru sau simpatizant al Partidului Verde. Și domnul Cristian Marin, deocamdată simpatizant de la Ploiești, noi toți ceilalți suntem în București. Vreau să vă propun, domnilor, să comentăm pe scurt ce a făcut până acum guvernul, cum au reacționat organismele internaționale, inclusiv Uniunea Europeană, nu-i așa, România e de 13 ani membru în Uniunea Europeană, cum Organizația Mondială a Sănătății, cum reacționează ONU, ce e de făcut ca să nu se întâmple o pandemie cum a fost acum 100 de ani, când au murit până la 100 de milioane de oameni. Dacă vă amintiți, în 1918, sau în timpul primului război mondial, au murit foarte mulți oameni. Dar și a fost o criză economică după asta, din care foarte greu și-a revenit multe națiuni. Domnul Silviu Dumitru, poate vreți să comentați declarația de azi a Partidului Verde. Dar bună seara membrilor, simpatizanților și tuturor celor care ne privesc. Partidul Verde, da, a început astăzi, am început cu o declarație. Adică nu o declarație, nu pot spune direcție, este un fel de comunicare către guvern în care Partidul Verde solicită guvernului să ia niște măsuri pe care noi considerăm că trebuie să le aplicăm pentru a atenua criza aceasta care se începe să se formeze și crește pe zi ce trece a criza economică, dar și criza sistemului sanitar. Pe partea de economic, aș vrea să-l las pe colegul să discute mai mult de măsurile economice pe care noi vrem să le propunem, sau le-am propus deja guvernului prin intermediul Facebook. Și aici m-aș adresa mai mult pe partea aceasta de criză generată de această pandemie globală declarată de Organizația Mondială a Sănătății. Acest val care a venit și peste Europa și are centrul în Italia și se pare că sunt în toată Europa, nu va scăpa probabil nicio țară din Europa și chiar din lume. Cred că nu va scăpa de această pandemie. A ajuns și în America de Sud, am citit în Africa. Desîntinde, nu se poate scăpa decât prin măsurile acestea care trebuie luate și pe care noi, oamenii, trebuie să le respectăm ca să putem să oprim această pandemie, probabil într-o perioadă de timp, nu știu cât de scurtă, poate să dureze o lună, poate chiar două luni, vedeți că în China, că abia acum se arată rezultatele, după o perioadă de studii noiembrie, s-a început acolo și suntem în martie.
și de-abia acum se văd toate. Deci vreo 3 luni de zile se pare că a durat, iar China e o țară care s-a pregătit, s-a mobilizat, au construit un spital de 1410 zile și le-a luat. Deci, dar ca să nu speriem punctul de vedere mai personal iar partidului, personal, ca să nu se sperie lumea de această pandemie, după cum s-a dovedit cercetătorii care studiază acest virus, se pare că afectează în special populația, oamenii, persoanele în vârstă de peste 70 de ani și de cei cu probleme de sănătate grave sau cam în genul ăsta. Și atunci, prima măsură pe care noi ar trebui să o luăm ar fi ca aceste persoane în vârstă, peste 70 de ani, nu știu dacă în Anglia deja există, mulți critică guvernul englez pentru măsurile pe care le-au luat până acum, spunând că nu au fost destul de eficienți, dar până nu vedem rezultate, nu putem să criticăm, dar din punctul meu de vedere, persoanele cele mai, să zicem, descoperite la acest virus ar trebui cumva izolate, indiferent dacă au sau nu au de drept. Deci toată lumea de peste 70 de ani izolată timp de o lună de zile, să spunem, și noi ceilalți care nu avem simptome, ar trebui să ne vedem de viață mult normal, dar restrictiv, adică nu mai ieșind așa prin, tot timpul prin oraș, sunt mai mult izolați, iar cei care deja au fost depistați să stea în autoizolare. Deci, e ușor de spus autoizolare, dar omul acela care rămâne în carantină sau în autoizolare la domiciliu trebuie să consume, trebuie să-și plătească serviciile, trebuie să aibă grijă de părinții în vârstă și de copii. Ce vreau să spun este că persoanele care intră automat în autoizolare, cum este să practică deja în Anglia peste 70 de ani, oricum necesitau și mult normal ajutor. Acum eu cred că ele trebuie să ajutate efectiv, adică să se cumva ONG-urile, statul, nu știu, comunitățile, să identifice aceste persoane care sunt declarate și se evidențiază ca fiind în carantină, cele peste 70 de ani în carantină, pentru a se evita contactarea acestui virus, iar să se mobilizeze pe fiecare familie care are o persoană în vârstă, să poată să-i dea produsele necesare, adică cumva să se facă un program de prin care să se dea alimente persoanelor în vârstă la o zi, la două zile, să se asigure acest lucru prin comunitate, prin administrațiile locale, prin stat, să facă un program din ăsta de ajutorare a persoanelor în vârstă care intră în carantina aceasta, să zicem, într-o autocarantina aceasta forțată cumva din cauza vârstei. Cred că asta o putem rezolva dacă împreună se generează printr-o, nu știu, un apel al statului, administrațiilor locale, dar trebuie cumva cineva să dea tonul. În cazul ăsta, guvernul ar trebui să spună, credem, ca să se facă la nivel național o autocarantină a persoanelor de peste 70 de ani și să dea cumva niște principii de organizare pentru cum vor fi ajutate aceste persoane. Iar pentru ceilalți, decât cei care sunt efectiv depistați și pozitiv să stea sau care prezintă simptome, ar trebui să stea cumva acasă în autoizolare. Cine nu are simptome, poate și dacă lucrează în domenii care trebuie să asigurate servicii, producție, într-un regim acesta mai strict, continuă treaba până. Așa s-a gândit și senatorul care a venit de la un summit NATO și nu avea niciun fel de simptome, dar după aceea s-a constatat că a dus virusul, l-a dus de acolo din import, l-a dus în senat, l-a dus la partid, acum e în problema acolo, și jumătate de partid. Problema acolo e că el știa din 6 martie, știa că e pozitiv și s-a dus după ce a aflat că e pozitiv. Asta e grav. A, dacă n-ai simptome și nu știi că ești pozitiv, nu știu ce pot spune, adică nu există testare. America încearcă acum, Trump a declarat în conferința de presă, când ziua arată vineri, mi se pare că a fost când a și declarat stare de urgență și a spus că se vor face, că nici America nu e pregătită, într-o săptămână, bani într-o lună, vor să aibă disponibile 4 milioane de testere și a chemat toată industria privată
și cei care produc aceste teste și a pus pe toți împreună și le-a spus trebuie să facem aceste teste într-o lună de zile. Acum nu știu dacă vor reuși să facă atâtea 4 milioane de teste și să și le pună la toate supermarketurile, au spus că vor monta aceste lucruri pentru testare. Dar într-o lună de zile poate să crească atât de mult și degeaba fi peste o lună de zile că ești pozitiv când tu ai infectat pe alții. Deci nu cred că soluția era poate testarea instantă. Adică trebuia testată toată lumea în același timp și puteai să știi sigur, dar dacă o lași așa în drepte, nu știi ce să întâmplă într-o lună de zile. Adică nu te aplică peste o lună de zile, ești pozitiv. Problema e că te-ai contaminat deja, nu știu câte persoane. Deocamdată testele cea mai bună și consumă timp. Da. Ați văzut că azi dai proba și abia mâine, după 24 de ore, afli rezultatul. Exact, și atunci folosești ce se știe sigur, încerci să vă grijești persoanele care sunt în vârstă și cele vulnerabile, din prima, pentru că se știe că sunt cele vulnerabile, iar în partea cealaltă, ceilalți încerci să limitezi pe măsură ce depistezi, să-i pui să... și să menții rigorile. Deci cred că atitudinea pe care o are guvernul englez acum e cea mai bună în ceea ce privește, adică nici nu vin cu măsuri radicale care nici au rostul și oricum se văd imediat. Apelează la conștiința oamenilor și la acea problemă de conștiință, că la România nu sunt englez, dar nu știu, asta e o opinie. Acum l-aș lăsa pe colegul, pe da. Marius, să spună poate să propunem propunele. Da. În domeniul economic. Înțeleg că falimentează nu doar firme mici, dar falimentează chiar indivizi care își consumă totul într-o lună și după aceea nu vor mai ști ce să facă. Vor trebui să înceapă a fura sau care e situația? Statul trebuie să ne ajute. Cine trebuie să ne ajute? Bună seara și mulțumesc pentru cuvânt în primul rând. Înainte totuși de a trece la acest subiect, aș vrea să fac o constatare, care cred că încă nu ne-am obișnuit cu ideea asta, dar acest virus nu va dispărea. Adică, odată ce s-a răspândit, o să-l avem în continuare. Deci, blocaje totale ale societății nu o să ne ajute pentru că se va reprezenta pentru câteva luni sau la anul, deci nu putem să rămânem închiși în casă pentru totdeauna. Al doilea punct important este să ne amintim că virusul are un pericol foarte mic pentru persoanele care nu au boli, alte boli, și sub 50-60 de ani. Ei, cu constatările astea putem să acționăm pentru a proteja persoanele în dificultate, adică persoanele deja care au anumite boli și persoanele pentru o anumită vârstă, da. Ceea ce nu cum s-a făcut. Cum îi spuneam și lui Silviu, da, e risc să nu mori dacă ești tânăr, doar te îmbolnăvești sau devii doar purtător, dar... cum a pățit-o polițistul acela, a îmbolnăvit tot spitalul maieului, toată familia, inclusiv amanta și prietenii amantei. Asta e riscul. Exact. Tu trebuie... te îmbolnăvești. Trebuie... Iată, sunt deja 9 care s-au vindecat. Dar au răspândit la rândul lor, neștiind, neprotejând, neavând grijă de alții. Corect. De aici trebuie să limităm contactul cu persoanele care pot avea probleme grave. Și depinde, în primul rând, de conștiința noastră să facem asta și în momentul în care, poate chiar dacă nu știm că suntem pozitivi sau nu, dar poate am intrat în contact cu persoane care au fost în anumite zone sau sunt bolnave sau sunt suspecte, trebuie să ne mobilizăm noi, în primul rând, și să protejăm persoanele care pot suferi foarte mult din această boală. Pentru ceea ce ține de situația economică și cum va evolua această criză, nu știu cât ați urmărit conferința de presă a premierului în urmă cu o oră sau două. Da, a durat două ore, deci am privit cât am putut, dar n-am putut să urmărim tot. Da, corect. A durat două ore în care mă așteptam să vină deja cu unele propuneri concrete pentru companiile din România, dar am auzit nu am auzit nimic, de fapt. Ne-am zis că vom examina și vom decide. Probabil da, că nu o viață analiză. De carantină sau nu știu când. Da, da, pe Lovic Orban de fiecare dată l-aud că face analize, dar cred că deja ar trebui să avem măsuri, nu analize. IMM-urile, cel puțin, dar în general, antreprenorii și companiile știu deja de ce au nevoie. Guvernul ar trebui să răspundă cu măsuri.
Clar, au fost foarte ocupați cu evenimentele politice din ultimele zile, care, din punctul meu de vedere, sunt undeva la limita democrației. Și mă refer în special la decizia de a decreta starea de urgență, care nu are nicio relevanță pentru ceea ce are de făcut guvernul. Și cred că doar demonstrează faptul că acest guvern nu are capacitatea de a se folosi de instituțiile democratice ale statului și preferă să schiveze cumva democrația. Păi a zis și președintele aseară, a zis și premierul azi, starea de urgență le permite să facă achiziții mai ușor, să redistribuie banii pentru medicină, pentru apărare, să mobilizeze poliția și armata, restrângând anumite drepturi fundamentale, nu mai ai dreptul să faci meeting-uri mai mult de 100 de oameni, nu mai ai dreptul să te duci la concerte, la spectacole. Astea sunt drepturi fundamentale pe care nu le poți interzice altfel, că suntem totuși stat de drept european. Pe când starea de urgență îți permite să intervii. Cu oamenii nu cred. Iată, am fost ieri în parc, era plin cu oameni care jucau cu mingea, se ridicau la bare și în felul ăsta transmit de la unul la altul, inconștient. În biserici am văzut cu oamenii continuu să meargă. Și nu doar să asculte slujba, să se închine, ci să pupe icoane, să pupe moaște, să pupe mâna popei, să se împărtășească, ceea ce e foarte periculos. Din aceeași lingură mănâncă toți oamenii. E foarte periculos. Eu cred că starea de urgență va permite să închidă și locașele de cult. Să te corectez, pentru că aceste măsuri se pot deja lua și fără stare de urgență și au fost deja luate înainte. Câteva zile s-au interzis adunările peste 1000 de persoane, iar la declanșarea scenariului 3, care era înainte de situația de urgență, s-au interzis adunările peste 50 de persoane. Deci aceste măsuri se pot lua. Această stare de urgență, cu siguranță, va îmbunătăți doar rapiditatea achizițiilor publice. Asta este singurul aspect unde se poate ameliora ceva care să aibă o relevanță. Din punctul meu de vedere, e o instituție juridică gândită pentru situații diferite și mă refer la situații de război sau altceva. Nu e o măsură care să ajute guvernul în momentul de față și ar putea să ia măsuri necesare fără această stare de urgență. Vreau să Acum aș ajut vrea ca să... discuția noastră și colegul din Suedia, Gabriel Ursescu, dar am văzut că face semn și Silviu vrea să mai adauge ceva. Gabriel, Vreau să să intervin puțin. închide microfonul cât timp nu vorbește, când vorbesc alții să aibă microfonul închis. Da, Silviu. Vorbeam, Marius, despre sistemul de achiziție, declararea stării de urgență. Aș vrea să observ că în România, totuși, companiile nu se confruntă cu cele sunt, cum am observat în America deja, deci multe companii private au și sărit în ajutor când li s-a cerut, adică s-au mobilizat să producă mai mult, să pună la dispoziție statului. Observăm că industria hotelieră, la noi, când s-a apelat, au spus câteva lanțuri hotelier că nu pot pune hotelul la dispoziție deocamdată dacă se poate, adică dacă s-ar putea prefera să nu și lucruri din acestea. Totuși, afară am văzut că oamenii de afaceri, companiile, de la ei au avut inițiativă și a spus, da, ajutăm statul, punem la dispoziție, dăm resurse financiare, dăm din profitul nostru că de stat. Adică încă în România se vede că oamenii de afaceri îți țin că pentru ei nu sunt atenți la comunitate și doresc să îi se implice cât mai rar și cât se poate de târziu. Am privit totuși firmele de la noi și companiile care totuși au profit și au făcut profit mare în România și sunt și companiile de afară să cedeze din profitul lor, din facilitățile lor, în cazul de urgență, cum sunt acum, să se spună la ei fără să fie necesar printr-o nouă achiziționare din partea statului, pentru că starea de urgență permite și achiziționarea. Dar ar trebui la ei să facă lucrul ăsta, nu să vină guvernul să spună țeaua asta, țeaua asta, țeaua asta. Asta vreau să spun, diferența asta de atitudine a mediului de afaceri față de, din România, față de cel din vest și din Statele Unite. Să vedem acum Da. dacă poate intra cu noi în direct să vorbească și Gabriel din Suedia. A ieșit special pentru asta afară ca să nu-l deranjeze familia, da. Servus, servus, dragilor, mă bucur că ați luat și voi tema în viață, să zic așa, dar sper că nu luați virusul, că mai avem multe de făcut. Dragilor, o să vă fac un rezumat a celor întâmplate în zona Scandinaviei.
Și vreau să spun că și aici lucrurile se precipită de la zi la zi sau de la oră la oră. Eu m-am uitat pe site-ul centralizator cu diferite situații, www.worldometer.info, dacă nu mă înșel, și acolo dacă se dă click pe coronavirus, se află toată situația ca zi oarecum pe cazuistica coronavirusului. Cazurile de coronavirus au crescut alarmant inclusiv în toate țările din Scandinavia, mai puțin Finlanda, și sunt chiar și morți. Am urmărit știrile oarecum din Suedia cu preponderență și m-am uitat și la Norvegia, Danemarca, și am reușit să deduc că toate țările vor lua măsuri. Dar totuși, în seara aceasta, premierul Suediei a făcut o onor de discordare cu fără de cealaltă țări și a zis că nu este dispus să ia măsuri tocmai radicale ca și în cealaltă țări din Europa. Gabriel? Este și fără discuție politică, da. Vreau să spun că se aude cam prost, sau ai acoperit microfonul cu haina, sau vezi unde ții microfonul, că se aude tot mai înfundat și mai departe. Da, eu am căștile aici. Păi da, și la căști trebuie să ai microfonul undeva aproape de gură, că altfel se aude de parcă ar fi ascuns în buzunar. Acum nu se aude deloc. Așa, haideți să-l închid. Ar trebui să vezi unde tragi microfonul. Exact, bate vântul și din cauza asta... Posibil și îl reduce nivelul de sunet, dar ține cumva microfonul mai aproape, da. Da, haideți că vorbesc așa, sper să se audă acum. Ideea este în felul următor, bineînțeles că o să fie o discuție politică, ca în toate țările, și vreau să zic că aproape majoritatea suedezilor și-au făcut provizii pentru o perioadă de... Și aici să zic vestea bună, vestea proastă este că multe ramuri din industrie suferă deja, inclusiv la mine, familie, nevasta, rămas fără loc de muncă, și, dar nu este singura, deci în ramurile hoteliere este jale, efectiv dau exemplu un lanț hotelier Scandic unde vineri a dat afară undeva la 2000 de persoane. Și toate serviciile adiacente acestui sector turistic vor avea de suferit, dar inclusiv cei din industrie. Citisem un articol de pe Wall Street Journal și acolo scria impactul în industria auto. De ce? Fiindcă toți marii producători practic au legături logistice și de fabricație cu China și implicit în cale de consecință toate absolut producătorii mari de automobile sunt afectați în mod radical. Dragilor, se schimbă toată lumea. Și cred că trebuie să fim conștienți de treaba. Vrea să vorbească și Cristian Marin de la Ploiești, probabil să ne povestească cum lucrează el de acasă și face un post de radio online și nu riscă să se infecteze decât dacă iese în stradă. Să vorbească Cristian, dacă avem răbdare să-l ascultăm. Bună seara, domnilor, bine te-am găsit, Oleg. Nu este postul meu de radio, este post online care aparține altcuiva, dar este platforma noastră de exprimare, ca să zic așa. Proprietarul radioului este cel cu banii care plătește stream-ul, iar noi suntem în curtea de joacă, cum se zice, joacă între ghimelele, pentru că o facem la standard de FM și cât se poate de profesionism, nu ne jucăm deloc. Ce să vă spun din orașul lui Moșcloaie decât poate o poveștire cu Buruaie, pentru că la noi este cunoscut, a ajuns și în presa bucureșteană, cât de poluat și cât de murdar este Ploieșiul și cât de periculos, pentru că la noi în oraș se moare încă înainte de acest coronavirus, care
nu poate decât să mai adauge o notă de suspans în plus, dar la noi se punea încă dinainte, din cauza marilor chinări economici, rafinăriile care ne înconjoară și care ne omoară încet, încet. Bineînțeles, bombonica de pe tort este, ca să nu zic de pe colivă, este fabrica de rolever care ne omoară încet și par cu mâna. S-au făcut și la noi meeting-uri, am încercat să combatem poluarea. Acum, apropo de această nouă, nu pot să-i zic Eleonora, dacă ai jignesc planeta, dar acest nou episod de suspans, coronavirusul, văd că orașul este doar puțin mai domolit în ceea ce privește traficul. Am făcut niște studii de oraș dimineață, bike, așa, pedalând prin oraș, dar gunoiul plutește la propriu prin tot orașul. Și mai ales că azi au fost doar 6 grade Celsius și mai bătea și un vânt cel așa subțire rece, mă gândesc cum naiba încearcă autoritățile locale să combată, să ne pună la adăpost de acest coronavirus. Bine, noi stăm în casă, ok, am înțeles și suntem oameni destul de raționali să înțelegem asta, să nu umblăm zombii ca în Walking Dead, așa pe stradă, fără nicio treabă, dacă nu ne cheamă nimeni. Dar acel gunoi care zboară și este ca în filmele horror ale lui Hitchcock, acela nu ne îmbolnăvește, microbii ăia nu se combină cumva cu acest coronavirus și ne poate omorâ. Pe lângă particulele de poluare de care vorbeam la început. Sub aspect economic, anumite poluante, cei de la Ploiești vor fi mari câștig acum, pentru că ei produc și detergenți, ei produc și săpunul, ei produc și bactericid sau biocid. Ăștia vor fi acum la o mare creștere economică și vor continua să vă polueze la Ploiești. Ei nu pot fi amendați așa serios, pentru că ei sunt considerați mari contribuabili, deci nu poți să le faci nimic. De garda de mediu, sau cum bine zice domnul Harigean, celebrul meu concitadin, cu județean aici, garda de mediu, degeaba, le dă o picătură, câteva mii de lei acolo, care o picătură de apă într-un pahar, într-un ocean, produși și câte profiți scot monștri ăștia economici. Este, domnul vă completează, este exact același fenomen ca și la Sebeș. Colegii noștri de acolo au vrut să se fac să participe la o dezbatere pe data de 9 și țineți minte că primarul și viceprimarul fuseseră în Italia cu vreo săptămână 10. Totuși, de cauza că presiunea de la Cronospan, Cronochem era deosebită, au ținut neapărat să facă acea dezbatere și, în consecință, ei sunt acum, am înțeles din primul articol de ziar local, sunt în carantină. Practic, noi care ne pasă de situația de la Sebeșe și numai, trebuie efectiv să anulăm acea dezbatere publică. Mai fac aici o paranteză și dau un exemplu orașului Stockholm. Acum, de ani de zile, a fost o grevă a celor care ridică gunoaiele și era pe timp de iarnă, rețineți. Deci, efectiv, o parte din Stockholm a fost blocată din motivul acesta al sănătății colective. Și cred că noi, ca și Verzi, cred că putem lua niște inițiative aici și facem niște adrese către primării, către prefecte, etc. ca să se ia niște măsuri din timp, că chiar este o problemă serioasă. La Chișinău a fost o mare problemă ieri, când administrația locală a decis să se închidă piața centrală și piețele de sectoare și foarte mulți comercianți au rămas pe drumuri cu marfa închisă în chioscuri și sunt foarte nemulțumiți, se gândeau chiar să facă un protest, dar au intervenit
forțele de ordine și a impus măsura asta. Ce se poate face ca să prevenim ruinarea micilor comercianți, a micilor oameni de afaceri și să convingem oamenii să, nu știu, să se reprofileze, să-și schimbe atitudinea și afacerea, nu doar pe nivel scurt acum, pe durată de carantină, ci și pe viitor, pentru că nu doar coronavirusul ăsta se transmite de pe la piețele mari, care arată ca niște târguri orientale. Ați văzut că tot dintr-un târg de carne sălbatică s-a tras și virusul ăsta din China, de la Wuhan. Ar trebui să schimbăm comportamentul, sănătatea, ar trebui să schimbăm nivelul de conștiință și de informare a cetățenilor despre riscurile alimentării, cumpărării de pe stradă, în orice condiții. Da, Gabi? Eu nu știu, vreau să mă părăsesc din cauza asta, ce să intervenim primul. Referitor la ce ai spus acum, cred că trebuie o regândire, o reașezare. Și cred că orice om înțeleaptul primar, înțelept și așa mai departe, ar iniția o serie de dezbatere, o serie dar ample, nu doar de ochii lumii. Deci niște dezbatere care se dureze o săptămână, două și cu toți actorii, fiindcă aici este o problemă intersectorială. Nu este doar problema de un anumit business. Efectiv este un lanț. Toți depinde de unii de ceilalți. Și dacă undeva se rupe acest lanț, noi nu vom putea să rezolvăm problema. Poate unul dintre firmele nu este afectat acum, nu este afectat peste două săptămâni. Dar cu siguranță, a treia săptămână sau a patra săptămână va fi afectată. Deci din cauza asta noi trebuie să și cei din societatea civilă, partidele politice, cei din administrație, guvern, trebuie efectiv să luăm taurul de corne și să discutăm. Altfel nu se va rezolva nimic și ne vom adânci și mai mult în probleme. V-am pupat. Și mulțumesc coleg de emisiuni, continuăm și mergem mai departe, nu cedăm. Am înțeles, mulțumesc pentru participare. A fost Gabriel Ursescu din peninsula Scandinavă. Acum văd că se pregătește să vorbească Marius. Da. Da, aș vrea să continui ceea ce a început Gabriel și să le aduc aminte. El ne-a dat un exemplu personal, că soția lui și-a pierdut job-ul din cauza coronavirusului. Dacă ne gândim că economii foarte puternice și foarte stabile, precum cele scandinave sau Italia sau gigantul mondial China, au avut de suferit din punct de vedere al job-urilor și a salariilor, aș vrea să vă invit doar să ne imaginăm ce se poate întâmpla cu economia României dacă criza persistă pe o perioadă de câteva luni. Nu suntem pregătiți pentru așa ceva, companiile nu sunt pregătite pentru așa ceva și deciziile guvernului poate să facă diferența între o criză economică profundă pentru țară sau un moment doar de decreștere a economiei. O să vedem ce decizii se vor lua și în cât timp. Referitor la partea asta, pe pagina partidului azi am prezentat câteva propuneri, care sunt logice și de bun simț în momentul de față, pentru că, până la urmă, important este, scopul final este să protejăm salariile și joburile, adică este inadmisibil ca o criză de genul aceasta să aducă la pierderea unui job, pentru că adică din asta tot avem nevoie de un job și guvernul trebuie să intervină clar, nu putem să lăsăm oamenii fără joburi, fără salarii, pentru că acolo avem o criză profundă. Încă ca să salvăm joburile, trebuie să... În România am înțeles că chiar zilele astea a intrat în vigoare, a promulgat mai ieri președintele legea, prin care permite unuia dintre părinți să rămână acasă și să aibă asigurat 75% din salariu ca să stea cu copilul care nu se poate duce nici la școală, nici la grădiniță pentru că s-au închis toate. Pe când în Republica Moldova chiar a fost refuzat un astfel de proiect de lege și statul i-a lăsat pe oameni să se descurce cum pot, să lasă copilul singur sau să cheme vecini sau la bunici, dacă există, dar iată își pun în pericol persoanele în vârstă, interacționând, vine de la servici, poate să aducă virus, copilul cel mai puțin afectat, dar părinții, bunicii care o să rămână cu acest copil, riscă să aibă de suferit cu viața și cu sănătatea. Da.
Corect, dar măsura în sine este una potrivită. Personal nu sunt de acord cu acest dat de 50%, pentru că nu văd de ce să nu fie 100%, dacă ne gândim care sunt oameni care au salarii, care au rate la bănci, credite ipotecare, și o diferență de 25% la niște salarii în România care nu sunt la media europeană, este semnificativă. Deci oricum ar fi o greutate în plus pentru familiile din România. Poate s-au gândit să-i descurajeze pe cei care ar putea să folosească asta abuziv, să nu aibă nevoie să stea cu copilul acasă, dar el să aducă un certificat și să stea, să prefere să stea acasă decât să lucreze. Nu e așa, cine e prost să lucreze când primește aceiași bani dacă stai acasă? Și atunci s-o fi gândit, hai, dacă chiar nu ai nevoie, vină mai bine la lucru, că o să ai 25% în plus. M-am gândit că la asta s-au gândit. Da, e păcat că să aibă de suferit tot din o asemenea abordare. Nu cred că este corectă și cred că se pot găsi metode mai eficiente pentru a preveni comportamentul de genul acesta. Dar nu putem nega că românul balcanic fiind, ca și ceilalți latini, e foarte șmecher, fentează statul, fentează legea, în declarație spune că vine din Cehia, dar el de fapt vine din Italia sau Israel și iată vedem ce s-a întâmplat. Nu, cu siguranță nu putem nega, dar nici nu putem lăsa familiile să riste să moară de foame. Pentru că dacă ai un salariu minim pe economie și îți este și redus sau aproape de minim, devine drastic. În continuare aș vrea să adaug că dacă vrem să susținem salariile și locurile de muncă, trebuie să venim cu măsuri pentru companii, pentru firmele mici, în special pentru PFA-uri, să nu uităm de PFA-uri, care nu au angajați, dar își creează propriul salariu și majoritatea din aceste măsuri nu se aplică PFA-urilor. Adică dacă un PFA, de exemplu, are un copil, persoana fizică autorizată, deci poate să aibă până la 5 angajați, se pare. Da, ok. Să zicem persoana fizică autorizată care lucrează singură, neavând un contract de muncă, un contract individual de muncă, o măsură de acest fel nu se aplică. Deci ar trebui oarecum extinsă această viziune și acordate același șanse tuturor. Apoi ar trebui să vină niște măsuri mai serioase pentru susținerea reală a economiei. Amintesc că Uniunea Europeană a pus la dispoziție un buget semnificativ pentru statele membre de 37 de miliarde de euro. E o sumă importantă la nivel european. Din câte am înțeles, Statele Unite au pus la dispoziție vreo 50 de miliarde de dolari. Deci ca buget are sens. Trebuie văzut ce se face cu acest buget și nu știu dacă această stare de urgență o să ducă banii în direcția potrivită, pentru că, practic, în momentul de față, guvernul și anumite entități ale acesteia au posibilitatea să mute fonduri, să zicem, fără să treacă prin anumite proceduri care ar garanta corectitudinea acestor mutări. Și cum în România avem o tradiție în a vedea achiziții publice foarte dubioase de la persoane legate de cine face achizițiile, mi-e frică că în acest context situația se poate înrăutăți. Revenind în detaliu la ce am propus, ce cerem noi guvernului și credem că ar fi util în momentul de față, deci trebuie să ne asigurăm că companiile pot să continue plata salariilor. Asta e obiectivul principal. Pentru a asigura această plată, companiile să aibă cu siguranță o criză de lichiditate în perioada următoare. O criză de lichiditate la care statul trebuie să răspundă. Nu există alternativă. Cum poate să răspundă? Există cu siguranță foarte multe instrumente. Noi ne-am referit, de exemplu, la plata anticipată la rambursarea TVA-urilor și a tuturor sumelor care sunt datorate de stat către companii. Pentru că companiile au în multe situații credite față de stat care durează luni de zile până se recuperează și în momentul de față ar trebui sistat de aceste plăți și
făcute imediat. Ar fi o gură de oxigen importantă pentru companii care le-ar putea să le ajute pe o perioadă trecem de câteva luni. Am văzut că Orban a zis ceva despre această posibilitate în conferința lui de presă. Nu înțeleg de ce ne limităm, se limitează la a zice despre și nu, a, și nu s-au luat încă aceste decizii. Care, oricum, adică rambursarea TVA e ceva care oricum statul trebuie să-l facă și, în mult, și probabil este deja în întârziere, ar trebui doar accelerat un pic procesul. Alte idei pe care le-am propus noi țin de partea de flexibilitate, adică cu siguranță companiile, dacă ne gândim din nou la sectorul Horeca, dar nu numai, o să aibă o oarecare scădere a activității economice. Ce se întâmplă? Dacă compania are o scădere, cu siguranță plata salariilor devine mai dificilă, pentru că dacă nu produce, greu să plătești salariile, indiferent de sector. Aici ar trebui să intervină anumite mecanisme prin care statul să subintre și să garanteze plata acestor salarii, cum ar fi, de exemplu, o specie de șomaj tehnic, am denumit noi, prin care se acordă posibilitatea, pe perioada de criză, care, bine, și asta trebuie definită, se acordă posibilitatea companiilor care au un anumit, o anumită scădere în activitate, să întrebuințeze statului plata salariilor. Practic, angajatorul nu o să plătească salariile pentru persoanele care nu muncesc și se va ocupa integral statul de plata 100% a acestor salarii. Așa, asigurăm și plata salariilor și continuitatea activităților economice. Pentru că, adică, e important să trecem sănătos prin această criză, dar, la un moment dat, trebuie să reluăm lucrurile într-o stare de normalitate și dacă nu avem un plan de tranziție, va fi foarte greu. Și în momentul de față nu văd un plan din partea guvernului, văd doar multă... se fac analize, dar nu se iau decizii. Oare cine va avea mai mult de suferit? Business-ul mare sau micii comercianți, cum ziceam, cei de la piața centrală, de la piețe, care vor fi obligați să-și oprească singura sursă de venit? Dacă nu se face ceea ce trebuie, cu siguranță, deci din punct de vedere economic, poate efectele pe companiile mici sau pe PFA-uri sau IMM-uri nu vor fi atât de vizibile. Adică nu o să ne vină scăderea din PIB de acolo. Dar din punct de vedere al realității sociale, acolo persoanele o să aibă cel mai mult de suferit, pentru că multinaționalele au, se speră, unele rezerve de lichidități și au și posibilitatea de a accesa credite mult mai facil decât micile companii. Deci poate să treacă cu oarecare ușurință peste o criză de câteva luni. Ceea ce, cu siguranță, nu e la fel pentru un PFA sau un IMM. Adică un PFA care, de exemplu, are un mic magazin și va trebui să plătească chiria luna asta, indiferent de cât vinde, va trebui să plătească facturile, va fi foarte greu. De asta, cred că este important să intervenim și pe partea asta de PFA-uri cu unele măsuri care ar trebui deja să existe, nu să se analizeze. Și, cum ne sfătuia și guvernul, încercați să lucrați de la domiciliu. Cine, cum poate să-și schimbe business-ul? Fermierii sigur nu poate să lucreze de la domiciliu, pe internet. Ei oricum trebuie să iasă în câmp, oricum trebuie să treacă cu tractorul prin tot satul. Silviu? Da, vreau să intervin în continuare la ce a spus Marius despre cum va fi afectată economia de această criză. Aici, dacă vorbim de întreprindere mari, de multinaționale sau cei care au filiale în România, se pare că acestea au o metodă, au un mod de abordare mult mai radical. S-a întâmplat de curând o fabrică, cred că o companie din Coreea de Sud, și a închis fabrica din România, era fost prin EGB. Câteva zile, a anunțat că și chide în capacitatea din România, probabil că
din cauza că Coreea e destul de foarte afectată și, și în general spațiul economic nu mai are nevoie de o producție așa mare și au renunțat pur și simplu la această facetă din România, au anunțat că o închide și s-au trimis în șomaj, sau nu șomaj, nu știu, au fost dați afară în locuri de muncă pierdute, foarte multe, câteva anii. Și pentru multinaționalele care și-au venit în România și și-au extensat profitul mare parte de-a lungul timpului, o soluție se pare că își închide afacerea și pleacă, dar noi ce facem? Aici cumva am ajuns, dacă ar putea să vină cu niște explicații în domeniul firmelor care au folosesc forța de muncă din România și pot oricând pleca și mi-a lăsat acolo locuri de muncă pierdute. Cred că. Cu siguranță firmele care vin și îți aduc serviciile sau producția în România, multe o să cunoască și el o scădere a activității. O companie care vede o scădere a activității, ca să nu fie nevoită să închidă, trebuie să vede, să vadă o scădere a costurilor. Da? Dacă ei produc mai, nu o să aibă posibilitatea să producă foarte mult în următoarea perioadă, ca să nu-și închidă afacerea, trebuie să aibă o scădere a costurilor. Și aici trebuie să intervină guvernul prin asumarea, în special, a salariilor, printr-un șomaj tehnic special, pe o perioadă limitată. Dar se pare că multe companii ar putea să prefere să-și închidă afacerea direct, să-și facă socotelele, să zică că e mai bine să închidă afacerea. Da, sincer, nu știu, adică... În special dacă mă gândesc la activitățile de producție, probabil când au venit aici au susținut investiții destul de mari, adică, și e destul de greu să sistezi activitățile pentru câteva luni în care ai o scădere a producției. Nu cred că în România, în momentul de față, ne confruntăm cu acest risc. Dacă o să aveți investitori, cu siguranță ar fi plecat indiferent de această criză, din alte motive care... pe care probabil ne putem să discutăm în altă situație. Criza în sine nu cred că e un motiv pentru companiile multinaționale să plece din România. Atât timp cât li se oferă suportul necesar pe scăderea costurilor. Cristian Marin vrea să intervină. Ok. Da, am mai pregătit și emisiunea. Cât i-am ascultat pe... Emisiunea dumitale de la radio, care începe peste o oră. Exact, făceam și eu aici micile mele reglaje. Am să mă invit, de fapt, pe toți care sunteți aici, puteți veni cu mare drag. N-am să dau din respect și curvazie pe prevențiunea lui Oleg, pentru că nu vreau să fac publicitate și să mă folosesc de emisiunea lui. Las că el să vă fie călăuză, el știe atât IP-ul radioului, cât și grupul unde este emisiunea Reporter Cetățean, doar atât ar pot să spun. În rest, nu fac publicitate. Dar business-ul ăsta nu riscă să se închidă, nu să piardă interesul patronul și să zică, pa, Cristian Marin rămâi acolo în Ploieștiu, urât mirositor? Nu cred, pentru că vorba lui Caragiale, cei drept impozit nu ne oprește, pentru că suntem voluntari, noi nu suntem absolut deloc plătiți pentru ceea ce facem. Facem pur și simplu de plăcere, din dragoste de radio, facem de acasă fiecare, deci nu... Atunci asta nu e business, noi nu riști cu nimic, dar iată oamenii care se plâng. Mai ieri a fost viral un video pe internet cu o femeie din Italia, care i-a murit femeia bătrâna de care îngrijea, da, familia da. A dat-o afară și femeia nu are unde să ducă, nimeni nu mai angajează acum și nici acasă nu poate să vină, nici acolo nu mai are din ce trăie. Și am înțeles că sunt foarte mulți români, basarabieni, în situația asta și nu doar în Italia, în multe părți din Europa, iată. Asta... Gabriel a rămas asta e bine, dar bine, probabil el poate. E bine cum ai punctat, pentru că mă uitam pe televiziunile astea ale noastre, Ionelico, Carpato, Danubianu, Ponice, cu câtă ură se adresează diasporii.
că ați venit ticăloșilor, ați venit nenorociților, ucigașilor și ne-ați adus virusul din Italia. Păi ce să vă dați eu acolo, așa cum bine zici și tu, dacă nimeni nu mai are nevoie de serviciile mele, eu nu mai cheamă nimeni acolo, la ce să stau? Să ajung homeless, să ajung bunde, să mănânc din gunoaie, nu mă întorc acasă la mine. Și asta o spun din experiența, am și eu un nepot, tocmai în Torino, e căsătorit acolo, soția lui este marocană, dar trăiesc de 5 ani în Italia, au și un copilaj de 4 ani și au spus, unghiule, mama lui stă în celălalt corp de clădire, stă aici și asigură casa, face mâncare, așa. Pentru că nu sunt căsătorit, dar a spus, nu vin în, în România pentru ca să nu te pun în pericol, mamă, și nici pe tine, Cristi, pentru că sunt conștient că ar fi o crimă. Și stă tot așa, nu are nevoie firma de serviciile lui, dar deocamdată consumă, cum s-ar zice, o sânză. Din ce a reușit să agonisească și el, gândându-se să construiască aici în România, să mai renovăm de la casă, să, na, ca orice om care se duce în diaspora, are și el niște planuri. Deci, mi se pare mârșavă și ticăloasă ideea asta cum că diaspora, și mai citeam și pe Facebook, l-ați votat liberalii acum, poftim, că ei nu vă lasă să veniți acasă. E mârșavă treaba. Asta adică ce rost are? Ce ai cu vieții oameni? Înțeleg că anumite formațiuni politice au ură pe diaspora, au ură pe asta, dar totuși gândiți când spuneți, mai ales în mediul public, pentru că și Facebook se poate numi a fi mediul public, nu? Și cred că ar trebui un CNA exact ca la noi la radio, ca la tine oameni, de exemplu, la televizor, pentru că dacă deschizi gura și mai ales pe Facebook și mai ales apari și cu cameră și cu figură și cu astea, ești un influencer. Bine, de mai bună sau mai puțin bună calitate. Dar cred că ar trebui și asta, cumva, să fie ăsta al internetului controlat cumva, pentru că prea multe nenorociri se spun uneori fără acoperire. Chiar azi, în seara asta, la apariția lui în direct ca influencer pe toate televiziunile, premierul Orban a fost întrebat ce are de gând să facă cu fake news-urile și el a zis că o să încercăm, o să vedem că e posibil să le oprim, mă cam îndoiesc, dar e o explozie de știri false din insuficiență de știri credibile sau din faptul că oamenii sunt foarte mulți pe computere, la telefoane, au timp liber și se... împărtășesc cu informații și cele mai șocante de regulă sunt mincinoase și ei preferă să le distribuie cu cât sunt mai șocante, cu atât mai ușor le distribuie. Sau poate își câștigă existența din asta. Sunt banii care cu bună intenție își pândesc astfel de știri ca să panicheze lumea, e foarte posibil. Sunt plătiți probabil să facă așa ceva. Ce părere aveți, acum în concluzie, că la Cuș se face o oră de când am început, ce părere aveți, va reuși actuala guvernare, așa cum e ea minoritară, dar iată, de ieri guvernul a fost reinvestit aproape în aceeași componență, va reuși să scoată România onorabil din criza asta sau va fi și mai grav și dacă scăpăm de COVID, va trebui să scăpăm și de ciuma galben? Eu zic că poate nu va reuși, dar măcar va încerca. Că încearcă, vedem. Și Iohannis și cu Orban ies la televizor, vorbesc foarte mult, încearcă să mențină atenție, să pară siguri, dar să vedem reușesc sau nu. Haideți să facem estimări. Eu cred că morcovul este într-o anumită parte a trupului la toți, și mai are puțin până la frunze. Deci, pesimist. Prognoze pesimiste. Silviu, Marius? Să iau eu cuvântul. Nu sunt chiar de pesimist. Cred totuși că până la urmă guvernul o să vină, probabil destul de târziu, dar cu unele manovre economice suficiente.
Am această așteptare, fiind un guvern totuși liberal care are oarecare apropiere cu mediul de business, dar totuși cred că în sine această criză în România nu va atinge cote foarte mari cum am avut în China sau în Italia, Spania, Franța, pentru că am văzut deja o evoluție destul de lentă, mă refer la perioada de primele cât sunt 20 de zile deja de la primul caz, a fost o evoluție destul de lentă și aici cred că am văzut din nou, fac referință la conferința lui Orban care s-a asumat acest rezultat, cred că motivul pentru această evoluție foarte lentă chiar față de alte țări este faptul că virusul a ajuns în România când populația era deja sensibilizată, adică pe 26 februarie când a fost primul caz în România, oamenii știau deja despre ce e vorba și s-au luat, la început, s-au luat măsuri utile de carantină și de izolare. Și asta, cred că oarecum a împiedicat din start o evoluție mult prea dăunătoare și prea mare. Dar pe partea de decizii, de susținere a mediului de afaceri antreprenorilor și companiilor foarte mici, guvernul de fapt încă nu a decis nimic și apropo de discursul tău cu fake news, e normal să existe foarte multe știri false în momentul în care guvernul nu a precizat exact ce va face și cum va face și doar în momentul în care o să știm ce va face, probabil nu o să mai credem tot ce se spune pe Facebook. Deci, probabil, da, o să trecem, o să trecem în această criză, din toate punctele de vedere, dar, cum am spus la început, trebuie să ne obișnuim cu ideea că acest virus o să rămână, nu o să dispară, pentru că se trece foarte ușor de o persoană în alta, deci sper să avem un vaccin cât mai curând și medicamente cât mai precise pentru această boală, pentru că în momentul de față este tratată cu medicamente deja existente care nu au fost gândite pentru acest virus în mod special și probabil asta îngreunează și recuperarea mai ales a pacienților mai în vârstă. Dar pe total, evaluarea activităților. Să nu uităm că virusii ăștia mutează și degeaba se elaborează acum un vaccin care va fi disponibil poate în toamnă, că până în primăvară virusul va fi atât de schimbat încât va trebui să alergăm de urma lui. Că se spune că ăsta nu e un virus nou, e o versiune a SARS-ului de acum un deceniu, nu? Practic o versiune, dar e practic în aceeași familie de virus. Dar normal, este un corp care o să muteze și trebuie să ne obișnuim cu ideea, trebuie în special să protejăm persoanele mai sensibile. Silviu, prognoze, așteptări? Cred că se poate da o prognoză clară în acest sens, dar avem o țară, China, care am văzut că a reușit să reducă, să stopeze creșterea cazurilor și o să stabilizeze și se pare că chiar pe panta descrescătoare a cazurilor noi în China, deci se poate ajunge la un rezultat pozitiv, dar cu metode destul de stricte și urgente. Mai ales în China, ați văzut cum au luat și ce măsuri au aplicat. La noi am fost cât de cât, Europa și România a fost cât de cât avertizată asupra, chiar dacă mulți dintre noi și chiar la zis în România nu se poate ajunge, suntem prea departe, au spus mulți. Dar în secolul 21, unde se circulă foarte mult, sunt mijloace de transport rapide și România, cu comunitatea cea mai mare din Europa, adică diaspora cea mai mare din Europa, era de așteptat să se întâmple destul de repede această răspândire a virusului. Cred că una dintre rezolvări ar fi ca acest tratament deja cu comunitatea internațională de oameni de domeniul biologiei lucrează la un vaccin. Se pare că sunt mai multe țări, au anunțat că s-au găsit niște vaccine care sunt în teste, deci testele durează câteva luni de zile, dar oamenii cred că se vor accelera, vor fi și
Dar vaccinurile trebuie aplicate înainte, nu după ce s-a răspândit. Deci acum, cumva, doar persoanele care sunt testate negativ, vaccinate imediat cum apare vaccinul, ca să nu se mai răspândească către cei care sunt deja sănătoși și nu sunt infectați. Și a doua este tratamentul. Tratamentul așa, se pare că sunt elaborate niște tratamente, se modifică tratamentele pentru SARS, pentru HIV, care se pare că au rezultate, dar tot așa, sunt la început, dar probabil vor încerca de aceste studii din cauza situației de urgență și sperăm cel mai rasc. Timpul la aceste tratamente va fi destul de greu, vă dați seama că nu știu câte milioane, câte tratamente în aceste milioane, nu, că toate sunt câteva mii la nivel mondial de persoane infectate. Deci, persoane infectate vor beneficia, dar trebuie să mișcă destul de repede în acest sens companiile care fac, vor elabora acest tratament, s-ar putea cumva, într-un timp de, zic eu, de o lună așa, poate dacă există o cooperare la nivel internațional rapidă între regiile acestea de universitare, marile companii farmaceutice și distribuitori și țării, s-ar putea accelera cumva aplicarea tratamentelor și a vaccinelor. Asta ca și metodă de oprire. Acestui grafic de îmbolnăviri, probabil cu cât măsurile vor fi mai stricte, lumea va înțelege că trebuie să respecte aceste reguli, vom ajunge la un nivel de plafonare, să nu mai avem creșteri și cazuri mari, când ajungem la zero. Când ajungem la zero îmbolnăviri pe zi, atunci este momentul care ne dă seama că s-a ajuns la niște rezultate. Dar nu știu cât se va întâmpla asta. Și din punct de vedere al economiei și al vieții, după această pandemie, și va fi, probabil că va trece, într-o ceva perioadă de timp relativ scurtă, va trece această pandemie, dar se va schimba modul de viață al oamenilor, sper să se schimbe. Adică să fim conștienți că trebuie să ne spălăm pe mâini, să respectăm regulile de igienă, să fim mai atenți și vorbesc acum la măsurile strictă de igienă. Adică aici ar trebui să ne schimbăm complet modul de viață, să fim atenți când strălutăm, dacă avem o boală, adică simțim că avem ceva, să nu mai strălutăm fără să spunem la greșit. Și în acestea de igienă, clar, va trebui și cred că mulți vor înțelege că nu numai modul de a trăi în societate și în comunitate trebuie să se schimbe. Trebuie să fim mai atenți cu noi și față de ceilalți. Credeți că statul va reuși să convingă și biserica să renunțe la tradițiile păguboase de a mânca din aceeași linguri la împărtășanie, de a pupa icoane și moaște, de a pupa mâna popii? Păi statul, nu cred, statul atată să și vedea, a anunțat prin președinte starea de urgență de începutul luni. Eu cred că ar trebui să coboare sub 100 de persoane acele adunări, cred că cel mai este 100, cel mai sunt 50 până la urmă. Dar biserica, chiar citeam în presă, parcă astăzi sau ieri a dat o declarație cineva dintre capii bisericii și a spus că sunt bine, trebuie să aplicate regulile, dar în interiorul bisericii să pot ține totuși aceste slujbe, dar nu spuneau în ce condiții și cum. Deci sunt confuz și nici nu pot să spună că să nu se mai ține aceste obligații. Nu pot să spună nimic, adică e clar, biserica e confuză în mod voit, pentru că nu vor să-și ia de probabil legile, nu vor să-și ia de noriași și că se îmbresc, dacă nu mai vin la biserică, nu știu cât timp, din ce în ce mai mulți se vor duce mai rar la biserică pentru perioada asta, că vor vedea că se poate și a te ruga de acasă, că nu trebuie neapărat să te rogi la biserică, nu știu, se va schimba mai multe din obiceiurile celor care sunt, să zicem, practicanți. Practicanții înseamnă că practică, dar nu vor mai practica și există o perioadă de timp de nepractică, de 2-3 luni de zile,
Probabil că se gândește, dumne, păi, dacă nu mai practic, ce ar fi să nu mai că dacă s-a putut un moment de zile să lipsesc la o și mă pot să lipsesc și de acum încolo. Adică, eu cred că așa când deschid, că dacă se trebuie o practică, gata, a pierde nemerele și. Dar mi se pare o abordare care nu e pe locul ortodoxă. S-a demonstrat că anume Coreea de Sud, de la niște credincioși din biserici, s-a răspândit, a fost o explozie de îmbolnăviri. Și acum s-ar putea să avem același lucru într-o țară foarte religioasă ca România sau dincolo în Republica Moldova, unde tot așa că biserica penticostală acceptă, zice că o să facem transmisiuni live, biserica catolică sfătuiește oamenii să nu vină la biserică, pe când biserica pravoslavnică zice net, continuăm așa cum au făcut strămoșii noștri, strămoșii noștri mureau de tot. România, biserica ortodoxă a rămas la standarde medievale, n-a existat nicio reformare mai mare în cadrul bisericii, s-au rămas pe practicile din aproape din nivelul mediu, în mare parte, și e nevoie și de reformarea bisericii ortodoxe până la urmă, pentru că nu este, nu trebuie să ne fie frică și doar de reformare în ceea ce privește atitudinea față de uriași, modul de a transmite și a folosi cât mai multe alte metode de a practica și de a menține credința în rândurile populației. Cum aș spus, sunt pravoslavnici de ortodoxi care nu vor să iasă din cutumele lor de ani, de zile. Toate că nu-i verifică Dumnezeu, nu-i verifică, nu a spus Dumnezeu că nu-i ochi. Deci astea sunt niște practici care ei și-au asumat în numele Dumnezeu și încearcă să țină o populație cumva. Nu vreau să intru la mâine de mai astea prea mare despre practicile bisericii, dar e clar că trebuie o reformă și în cadrul bisericii ortodoxe din România, vis-a-vis de atitudinea față de populație, de a se face și de a se propovădui credința. Că, până la urmă, credința e omului, nu este a cuiva anume. Aș vrea să adaug ceva înainte de închidere și va trebui să vă salut. Ideea de bază este că răspândirea virusului depinde doar de cât sensibil avem noi. Avem un caz cu o persoană care nu a respectat izolarea la domiciliu și a transmis virusul la alte 11 persoane. Asta înseamnă că aproape 10% din toate cazurile care le avem în România vin de la o singură persoană. Deci, dacă toți cei care au avut această boală s-ar fi comportat ca această persoană, am avea deja cam 1000 de cazuri. Deci, în primul rând, responsabilitate civică. De asta avem nevoie. Și îți dai seama că acum avem mai mult de 1000 de cazuri, dar care n-au fost constatate de medici, pentru că foarte mulți oameni care au venit din Italia s-au dus acasă și caută de treabă și n-au intrat în carantină, ci răspândesc în tot satul, în toată mahalaua, virusul ăsta și cei mai mulți curători sau asimptomatici sau cu forme ușoare de infecție și cineva moare și zice că a murit de zile bune, dar s-ar putea să fie statisticile oficiale mult diminuate față de situația reală. Cu siguranță statisticile sunt puțin în urmă față de datele reale, dar totuși nu cred că va fi o creștere atât de mare precum în alte țări. Având în vedere că foarte puțini oameni au asigurare medicală și știu că o să-i taxeze dacă cheamă medicul ambulanța, în Republica Moldova tot așa puțini au poliță medicală și nu îndrăznesc să se adreseze la medici din cauza birocrației și a riscurilor de a lua o altă infecție chiar din spital. Și neîncredere în alte instituții ale statului și de asta oamenii nu vor carantină, nu vor tratament și riscă. Și riscă să transmită și altora mai departe. Da, asta e situația. Asta e nația, asta e situația, cu ea defilăm. Ni se spune că avem probleme tehnice și că nu prea se aude ce spunem noi. Avem oricum mai mult de o oră de când am început. A fost o transmisiune experimentală. O să vedem ce am reușit să salvăm, ce am reușit să spunem. Poate în zilele următoare o să reușim cu condiții tehnice mai bune să dezvoltăm subiectul ăsta, pentru că pe timp de criză altă treabă nu avem ce să facem decât să comentăm de pe margine cât timp încă nu s-a interzis internetul și nu ni s-a limitat de tot dreptul fundamental la exprimare. Mulțumesc tuturor pentru participare și celor care ne-au privit.
Mersi, o seară frumoasă. Am oprit pe Facebook, opresc și înregistrarea.